Ne aflăm la Hergelia Rădăuți, unde are loc cea de-a doua ediție a Cupei Prietenia și stăm de vorbă cu domnul profesor Edi Muha, unul din antrenorii clubului Hongha Rădăuți. Edi, cum a fost cea de-a doua ediție a Cupei Prietenia? Bună ziua, vă mulțumesc frumos că ați avut plăcerea să ne susțineți și de data aceasta. Prima ediție de acum 2 ani a fost una surpriză pentru noi. Cea de-a doua, având în vedere faptul că inițiativa a fost a domnului și prietenului nostru Marius Ursan din Huș, rădăuțean de-al nostru, iar la a doua, ținând legătura cu dumnealui, până la urmă am hotărât, ne-am luat inima în dinți și am încercat să organizăm cea de-a doua ediție în 2020, în condițiile de și în condițiile, să zic așa, puțin mai delicate și mai sensibile, că cum să vă spun, copilașii, e mai greu să organizezi un copil, să-l faci să înțeleagă că trebuie să poarte o mască, să se dezinfecteze, să păstreze distanța față de semeni și așa mai departe. Oricum, una peste alta, ne-am mobilizat toți adulții din Rădăuți care ne ocupăm de copilașii care au îmbrățișat acest sport minunat. Împreună cu adulții de la Huș am încercat și am reușit să-i mobilizăm și uitați că ne-am aliniat la startul competiției un număr de, să zic, 32 de sportivi, 16 de la Huș și 16 de la Rădăuți. Pe lângă sportivii, să zic așa, legitimați, au mai avut șansa să joace și frățiorii acestora la niște mese suplimentare. Deci s-au deconectat și în familie, cum ar veni, au participat în afara concursului. Da, au participat în afara concursului și am profitat de vremea frumoasă și de îngăduința și bunătatea domnului inginer șef al Hergheliei municipiului Rădăuți, Gheorghe Olarean, și am, să zic așa, reușit să îmbinăm plăcutul cu utilul, să lucrăm și în aer curat, să mulțumim și autoritățile ce țin de sănătatea publică. Părinții la fel sunt foarte încântați, copiii se pot mișca în aer liber, suprafața este generoasă și cred că noi ne-am atins obiectivele stabilite. Este o mare bucurie pentru noi să fim din nou aici în Rădăuți. Suntem la ediția a doua, suntem pentru a doua oară și ne bucurăm nespus. Da, sunt rădăuțean pur sânge, Ursan Cornel Marius, născut, făcut aici în Rădăuți, dar cu serviciul și m-am măritat, ca să zic așa, e bine acolo la Huș. Acolo avem o activitate foarte frumoasă la clubul de șah Gambit Huș. Antrenăm unde avem 200 de copii legitimați la Federația Română de Șah. Avem trei activități. Una este organizarea unui turneu de șah într-un sat din județul Vaslui, în satul Stănileș, pentru peste 100 de copii prezenți acolo. Avem lecții de șah gratuite în două comune și avem această activitate foarte frumoasă. Am venit aici cu 20 de copii din satele județului Vaslui, copii deosebiți, copii frumoși, moși, isteți, copii speciali. Am câștigat acest program și prin acest proiectul se numește Șah pentru copiii din satele județului Vaslui, avem de asigurat tot cazare, masă, transport. Este o mare, mare bucurie pentru mine, în primul rând, să știți, și o emoție, așa, pentru că revin pe meleagurile natale și mă întâlnesc cu oameni faini, oameni frumoși, cum sunteți și dumneavoastră, și ne bucurăm foarte, foarte mult. Este o plăcere, suntem totdeauna foarte bine primiți aici și la rândul nostru lansăm invitații. Oricând vor veni copiii din Rădăuți, îi așteptăm cu mare drag. Este o echipă frumoasă aici în Rădăuți, să știți, la început de drum, dar cu oameni foarte sufletești care se implică și sprijină această activitate. Menționez pe domnul Moha Edison, Ciprian Costea, pe domnul profesor Evuleț. Sunt oameni extraordinari, oameni foarte, foarte faini și copiii trebuie să facă tot posibilul, pur și simplu, poate greșită expresia mea, să profite de acești oameni, să învețe așa. Șahul este sportul minții, să știți că îi ajută foarte mult. Noi deja avem clubul înființat de 5 ani, eu joc de peste de 20 de ani, candidat de maestru, dar șahul te ajută foarte, foarte mult în viața de zi cu zi, pentru că trebuie să iei deciziile cele mai bune de multe ori într-un timp foarte, foarte scurt și vedeți că suntem în secolul vitezii, că trebuie să iei aceste decizii cele mai bune și foarte repede. Nu întotdeauna reușesc să calculez exact, dar șahul te ajută, intuiești. Sunt copii deosebiți, noi ne bucurăm
sunt o mulțime de copii care vin la concursurile noastre, reprezentăm un pionierat în ce privește antrenarea copiilor în mediul rural, în județul Vaslui, și tot ce facem este muncă de voluntariat, fără taxe. De cât timp cooperați cu cei din Rădăuți? Pentru că nu e prima ediție și știu că țineți legătura și ați participat și la alte concursuri, Iași, Câmpul Lung și Roman, unde v-ați mai întâlnit. De cât timp țineți legătura cu cei de la Rădăuți? Să știți că legătura este chiar una foarte, foarte traidică și foarte serioasă. Noi ne vedem prin intermediul rețelelor de socializare, ne vedem zilnic, ca să zic așa, vă urmăresc emisiunea de dumneavoastră, cât și pe rețele de socializare și telefonic. Ne întâlnim cu ei la competiții, deja copiii se cunosc, au legat prietenii. Cooperarea, vă dați seama că așa, de prin anii 2003-2004 în Rădăuți, cunoscându-i, dar clubul deja l-am înființat efectiv în anul 2016 și avem 2 ani de când venim, efectiv, cu o mulțime de copii aici și avem de gând să venim și mai mulți, pentru că este foarte frumos. Zona este deosebită. Oamenii foarte buni și vizităm o mulțime de obiective turistice, istorice, este foarte important. Noi nu facem doar șah. Șahul, de fapt, este educație, efectiv, și copiii văd, înțeleg, observă anumite lucruri. A fost o ediție frumoasă, suntem bucuroși că după această pandemie am reușit să ne întâlnim într-un număr destul de mare și ne întâlnim cu prieteni noștri de la Huș, de la Gambit Huș. Și suntem bucuroși că am putut face cea de-a doua ediție a concursului a cupei prieteniei, să spunem așa. Am văzut aici cupe, medalii, diplome, copiii au primit o gustare. Poți să ne spui cum v-ați descurcat, cine v-a ajutat în organizarea acestei competiții? În afară de noi, clubul nostru, clubul domnului Marius Ursan, ne-a mai ajutat părinții și ne-a ajutat și cineva din Rădăuț, domnul Romeo Galan, care a trimis câte un pachetel pentru copilași ca premiu. Pentru fiecare copilaș o să primească niște dulciuri la sfârșit, toți cei care au participat. De asemenea, fiecare participant probabil va primi o medalie și o cupă. Câți participanți au fost astăzi per total? Avem și câțiva foarte mici, per total noi ne așteptam să fie 16 echipe, dar am mai adăugat câțiva copilași și am avut, să spunem, 38 de copilași care nu erau, toți cei care au venit, care au participat. Toate că au 4 ani, au participat și ei să fie, dacă tot au venit, cu fraților mai mari, să fie și ei, să se bucure. Anterior am vorbit cu ceilalți doi antrenori, nu i-am întrebat, te-aș ruga pe tine să ne expui cum a fost sistemul la concurs, câte runde s-au jucat, în ce sistem, că am văzut cu ceasul pe masă, s-a desfășurat foarte rapid. S-au jucat 2 runde, o rundă cu piesele albe, o rundă cu piesele negre, copiii au jucat la 10 minute, timpul efectiv de joc, 10 minute pentru fiecare copilaș, au avut 10 minute, în total 20. Urmează premierea, cei de la Rădăuți, cam câte locuri întâi au luat? Noi am făcut pe echipe, locurile sunt împărțite, au câștigat și cei de la Rădăuți, au câștigat și cei de la Huș, ne împărțim medalile și cupele, dar e important că am câștigat toți prin acest concurs, prin această cupă. Ne-am întâlnit, am socializat, am băut un par cu suc, am mâncat o pizza, o cafea, ne-am simțit bine și cel mai important că am fost împreună. Așa este, eu mă bucur să văd foarte mulți copii și de asemenea mulți părinți care își susțin copiii la aceste concursuri. Da, după cum vedeți, cei de la Huș au venit cu părinților și noi pe această cale mulțumim părinților care vin și își aduc copiii la șah. Dacă părinții nu au timp și nu vor, sunt unii chiar n-au timp, lucrează foarte mult și nu au posibilitatea să-și aducă, e greu, na, copiii nu poate, dacă sunt mai mici, n-au cum să vină singuri la antrenament. Așa,
Te-aș ruga să ne spui și ceilalți antrenori de la club, pentru că pe lângă tine și Edi vă mai ajută și alte două persoane. Ne ajută și Sebastian Pop și a venit acum și domnul Evuleț Gheorghe, care noi colaborăm cu dânsul. El are și el copiii care antrenează, are câțiva copii care antrenează el, dar noi suntem un tot. Trebuie să ne înțelegem foarte bine și să colaborăm pentru a putea face ceva mai mult în acest sport. Stăm de vorbă cu două micuțe șahiste de la Huș și le-aș ruga să ne spună cum au găsit ele copilașii de la Rădăuți și ce au făcut astăzi la turneul Cupa Prieteniei de aici de la Rădăuți. I-am pierdut, doar că dacă din greșeli mai înveți și am învățat cu cine am jucat, din greșeli mai învățăm. Și tu? Eu am câștigat ambele runde. Cum vă numiți? Eu mă numesc Daria. Eu mă numesc Usana Elena Maria. Și câți ani aveți? Eu am 9 ani. 8. Și o să mai veniți aici la Rădăuți să jucați șah cu prietenii voștri de la Rădăuți? Da. Asta cred și eu. Mult succes și vă mai așteptăm la Rădăuți.